Chindia a spulberat divizionarea de Inter Cristian în ultimul joc de pregătire disputat în cantonamentul centralizat de la SCR. Echipa târgoviștană s-a impus cu scorul de 8-1 la capătul unei partide în care adversarul nu i-a pus niciun fel de probleme. Văduva și Sandulescu și-au trecut în cont câte o dublă, iar Ghiță, Grigore, Anton și Roman au completat lista marcatorilor Chindiei Târgoviște. Roșalbaștrii au încheiat vineri dimineață stagiul de pregătire și au primit liber până luni. La munte, Chindia a reportat 2 victorii, 4-1 cu Sepsi și 8-1 cu Inter Cristian, dar a pierdut cel mai important test, 0-1 cu divizionarea secundă CS Mioveni. La mijlocul săptămânii viitoare are programat un joc amical cu Concordia 2 Chiașna, cel mai probabil pe terenul Ilfovenilor. Până la acest meci, tehnicienii Silviu Mitrescu și Sică Bârdeș vor stabili ce jucători vor rămâne la echipă dintre cei sosiți în probe.